Elevii nu vor face ore joi 5 octombrie, potrivit structurii anului școlar, întrucât este Ziua Internațională a Educației, iar unitățile de învățământ și inspectoratele școlare județene vor marca evenimentul prin manifestări specifice, conform planificărilor existente la nivelul fiecarei școli. Pe lângă zilele libere prevăzute de lege, unitățile de învățământ nu țin cursuri, ci vor marca prin manifestări specifice, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei școli, zilele de 5 octombrie, Ziua Internațională a Educației, și 5 iunie, Ziua Învățătorului. Așadar, joi, elevii vor merge la școală, dar nu vor face orele de zi cu zi, ci vor sărbători prin activități specifice. Programul zilei va fi stabilit la nivelul fiecărei unități școlare. Ziua de 5 octombrie nu este zi liberă, dar în această zi nu se organizează ore de curs, ci activități sau manifestări specifice pentru a sărbători Ziua Educației în timpul programului de lucru. În cadrul activităților specifice, în conformitate cu recomandarea domnului ministru al Educației, va fi abordată prin activități și dezbateri și problematica actuală și de viitor a sistemului educațional din România. Ca de exemplu, starea sistemului național de învățământ, direcții de dezvoltare a sistemului de învățământ sau legea manualului școlar. În acest sens, Ministrul Educației, împreună cu Centrul Național de Evaluare și Examinare, va organiza în ziua de 5 octombrie o videoconferință la sediile inspectoratelor școlare pe această problematică, la care vor fi invitați reprezentanții sindicatelor, părinților, elevilor și presa locală. În anul 2017, de Ziua Educației, se marchează 51 de ani de la adoptarea recomandării UNESCO și a Organizației Internaționale a Muncii cu privire la statutul cadrelor didactice.